meditație, eu sunt psiholog. Cu mine o să vă întâlniți cei din anul întâi atunci când vom avea cursul în anul 3. Și aș începe prin a spune foarte clar că trebuie să conștientizăm că în acest moment Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre cele mai vechi, cele mai mari, cele mai bune universități din țară. În ultimii 2 ani, combinând toate clasamentele internaționale, în 2017 a fost analiza Ministerului Educației și Cercetării, în 2018 Asociația Adastra, Universitatea Babeș-Bolyai a fost pe primul loc în țară. Sigur, acestea fiind spuse, trebuie să recunoaștem că primele 3-4 locuri sunt ocupate de universități foarte apropiate valoric. Și sigur, există și 5+, unde pui universitățile de elită la care ne raportăm cu toții, gen Harvard, Yale, Oxford și așa mai departe. Universitatea Babeș-Bolyai a obținut 4 stele, ceea ce înseamnă că suntem mai mult decât o universitate națională, suntem o universitate internațională de excelență care încercăm să oferim învățământ de calitate și cercetare avansată. Să aveți o seriozitate, dacă vreți, și o maturitate în felul în care vă implicați în propria formare. Vehiculăm foarte mult sintagma asta a învățământ centrat pe student și suntem de regulă doar noi blamați că nu-l facem centrat pe student. Aici e vorba de o diadă. Dacă nu facem front comun, nu facem tandem, nu ne va ieși acest învățământ centrat pe student, mai cu seamă în contextul formații mari de educație. Și în primul rând, mai cer dumneavoastră să aveți o conduită etică, în toate palierele ei. Și în sensul didactic, și al cercetării și al comportamentului vostru, cel puțin în spațiul academic. Doresc să adresez un cald bun venit vechilor și mai ales noilor membri ai mediului universitar. După cum ați auzit înainte, nu intrați doar într-un mediu universitar clujean, ci realmente sunteți bineveniți într-un mediu universitar academic internațional cu standardele, cu rigorile, dar și cu oportunitățile pe care le oferă acest lucru. Noi vom începea să întâmpinăm aceste cerințe, mai întâi noi, și anume încercăm să facem din voi mai întâi oameni de știință, că ați venit în alma mater, napocensis în cazul vostru. Încercăm dar să facem de voi buni profesioniști și mulți dintre voi de aceea optați pentru multe din programele noastre masterale să deveniți buni profesioniști, ne stăduim, dar în ultimul rând încercăm să facem de voi oameni verticali, oameni cu atitudine și verticalitate. Aș vrea să urez bine ați revenit studenților din anul 2-3, respectiv studenților masteranți și studenților la doctorat. Și bobocilor din anul întâi, aș vrea să le spun bine ați venit în Alma Mater Napocensis. Așa cum ați auzit, locul pe care l-ați ales este, aș spune, cel mai bun loc în care puteți să învățați psihologie și în care puteți să vă desăvârșiți cunoștințele până la nivel de doctorat. Și o să ne întâlnim și în cadrul programelor masterale, poate cu unii dintre voi. Departamentul nostru oferă o serie de programe masterale. Unul dintre ele în care sunt mai direct implicate este cel de psihologie judiciară și este o noutate în ideea în care este un program în care colaborăm Departamentul de Psihologie cu Departamentul de Psihologie Clinică și oferim această specializare care este extrem de căutată și de, să spunem, dorită în acest moment. Și mai avem alte 3 programe masterale, cel de consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană, cel de psihologia resurselor umane și cel de psihologia sănătății publice și clinice. Fiecare an suntem constrânși să solicităm spațiul la alte facultăți sau chiar licee. Asta e o parte bună, în sensul în care numărul vostru este tot mai mare. Acum câteva lucruri legate de Departamentul de Psihologie Clinică. Specializarea psihologie, veți vedea, este deservită de 2 departamente. Departamentul de Psihologie, respectiv formarea, atât la nivel de cunoștințe, cât și la nivel de cercetare, este preluată de către Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie. Și veți vedea că începând cu anii 2, respectiv cu anul 3, veți începe să aprofundați aceste aspecte specifice legate de psihologie clinică, psihoterapie, respectiv consiliere psihologică. Aș vrea, chiar dacă v-ați plictisit deja de noi, de noi puțin să puteți, pentru ei să rămâneți, o spun cu toată sinceritatea, pentru că în fiecare an vin și vă spun multe lucruri care altfel voi nu le-ați aflat. Grup care în fiecare an se pimenește, eu zic critic, dar nu înțeleg, în fiecare an schimbă șeful, nu prea poți face, ca rectoratul BB în anii 20, în fiecare an era alt rector, mă tot întreb ce putea să facă într-un an un rector. Ce vreau să zic este, în primul rând, faptul că mă aflu aici alături de colegii mei, atât membri din bordul de conducere, respectiv coordonator al Departamentului Științific, Teodora Acola, coordonator al
departamentului PR se vede, face poze. Dar și voluntari extrem de implicați, pentru care le mulțumim. De asemenea, după cum ați auzit, deja oarecum vă puteți prefigura aceia dintre voi care veți fi seduși, să spunem, de dimensiunea cercetării și pasionați, la fel cum suntem și noi, puteți să vă gândiți deja să vă implicați în programe care v-ar putea facilita accesul pentru o pregătire doctorală în cadrul școlii doctorale de psihologie care este oferită aici sau oriunde în străinătate. Și cred că deja avem suficiente antecedente încât să spunem că sunt pregătiți cei care termină aici încât să fie acceptați cu succes și să funcție, să fie extrem de high functional în orice laborator și în orice mediu universitar internațional. Cei dintre dumneavoastră care veți vrea să practicați, da, deci să fiți psihologi clinicieni sau psihoterapeuți, respectiv să fiți certificați de Colegiul Psihologilor, probabil că la masterate veți fi interesați de cele două programe masterale pe care noi le oferim. Veți fi treptat invitați de colegi de-ai noștri să intrați pe diferite nivele, chiar și în proiecte de cercetare. Dar, și spuneam că revin, aveți foarte multe alte oportunități de practică, aveți foarte multe oportunități de activități colaterale, proxime sau distale educației formale. Și aici fac referire apăsată la ce înseamnă această asociație a voastră, a studenților, care are și o istorie și care ajută foarte mult pe noi, dar și pe voi, creând contexte ca voi să aveți întâlniri și formale, și informale, și non-formale, în contextele sau spațiile universității. Nu știu, foarte mult să învățați voi, cei mai tineri, că voluntariatul este un element cheie pentru formarea voastră. Pentru a continua, am dorit să vă zicem ce considerăm noi și cum vedem studenția prin prisma SPR. Pentru că în SPR am învățat atât de multe lucruri și am crescut alături de oameni minunați. Să încercați să fiți proactivi, să participați la proiectele de cercetare respectiv, să colaborați în ceea ce privește partea de proiecte cu colegii studenți, da, din cadrul asociației și cu siguranță că peste 3 ani, da, sau peste 5 ani veți ajunge acolo unde visați. O spun ca și o conștientizare a rolului pe care învățarea, respectiv cunoașterea, trebuie să le aibă în viața voastră în fiecare zi. Ne bucurăm extrem de mult că sunteți în număr atât de mare, ne dorim să fiți în număr la fel de mare și la recrutări. Pentru a cunoaște mai multe despre ASPR, vă invităm să participați la evenimentele din proiect și să ne vedem cu bine în facultate. Mulțumesc frumos! În acest moment, dacă ne uităm la clasamentele internaționale, psihologia clujeană este singura care se vede în rankingurile internaționale, noi intrând de vreo 2-3 ani în ceea ce se cheamă top 500. Ați tot auzit, top 500, și că marile universități nu reușesc să intre în acest top. Pe domenii de specialitate, psihologia a intrat, iar din România, psihologia clujeană este în top 500, astfel încât ați venit acolo unde trebuie. Vă urez să aveți o experiență interesantă ca studenți, să deveniți buni profesioniști și buni cetățeni. Mulțumesc! Desigur, nu este vorba numai despre conducerea Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, este vorba și despre Consiliul Studenților Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și ne bucurăm tare mult să le avem astăzi alături de noi pe Cătălina Petruș Pop, student cancelar, și Ioana Mincu, student reprezentant licență. Roxana Boje este reprezentantul vostru interimar și coordonatorul proiectului Săptămânilor Bobocilor. O să spun câteva chestii, după cum cred că știți ca majoritatea, avem pregătit pentru voi parcursul acestor primelor 200 ani de facultate, evenimente dedicate vouă. Și cât despre ziua de azi, am să transmit două mesaje foarte importante. Eu, împreună cu echipa mea, vă voi aștepta afară, la șirea din anfiteatru, pentru că vă împărți mape. Și vă rog pe fiecare dintre voi să vă ridicați mapa de boboc. Și al doilea mesaj este că vom aștepta să vom strânge toți afară, ca după aia să mergem în Zorchi la o ieșire informală și atât.
Mulțumim și mult succes! Da! Doamna profesor, studenții anului întâi au cursuri astăzi. Aveți clar?